impeccabile. E atunci și Timișoreni beneficiază de o condiție fizică foarte bună. Greșea acum o intercepție și foarte aproape de zero este Baia Mare. Incredibil, scos în margine la 2 metri de terenul de țintă. Da, a reușit până la urmă Timișoara să rămână în picioare. Ce cursă a făcut acolo numărul 12, Cristian Diniș. Dar și ce greșeală a făcut Jody Rose. A încercat acel balon, numai că, din fericire pentru Băimăre, mingea l-a lovit în picior pe unul dintre adversari. Iată! Acesta este momentul, din câte înțeleg, se cere o probă video în acest moment pentru a se vedea dacă, într-adevăr, acesta pare a fi momentul în care Băimăre...